am avut parte de un moment de relaxare ascultând piesa asta de la Adele, Chasing Pavement. Suntem din nou în direct, de această dată și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. A venit Cătălin Striblea, s-a dus liniștea noastră. Salutare, a venit așa, dar ca o furtună. Salut. Da, nu știu de ce parcă ai zice că sunt eu mandatarul veștilor proaste. Nu e cazul, dar cu asta ne ocupăm aici. Și eu aș vrea să dau cu tine, vorbeam într-o zi, să fiu exact ca în Elveția, să vin să vă vorbesc de expoziția de flori, de muzee, de carte. Da, da. Căutam noi o rubrică la un moment dat să o facem în deșteptarea de vară, știrile care n-ar interesa pe nimeni. Cred că... Știi ce muzee faine sunt în București, pe cuvântul meu, despre asta aș vrea să vorbesc. Am fost acum 2 săptămâni la Muzeul Colecțiilor de Artă, m-am simțit atât de bine. Da, eu nu le mai văd de trafic. Da, eu, da, îmi pare rău, știu. Pare rău, vezi? Fiecare cu problemele lui. Sunt nevoit să aduc și știri proaste. Hai că începem din nou. Știri, deci are mai multe, țineți-vă bine. Da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Premierul Florin Cîțu spune că va cere o anchetă care să... anchetă, analiză, da, cuvântul folosit e anchetă, care să arate de ce nu suntem pregătiți în valul al patrulea al pandemiei, de ce nu sunt destule paturi de spital, de ce lucrurile nu au un răspuns atât de puternic. Nu mai zâmbi, că serios, încercam să fiu da, serios. În care val am fost noi pregătiți, asta urma să te întreb. Dar e foarte ciudat, premierul zice așa, din punctul meu de vedere, eu v-am avertizat, mi-am făcut treaba, am tot spus tot anul că va veni și valul al patrulea și în acest moment sunt mirat că nu reușim să avem decât 1000 și ceva de paturi ATI și că văd acum că sunt semnale din partea guvernului, domnule, poate am reușit să ajungem la 2000 de paturi ATI. Bun, acum semnalele domnului Cîțu, adică declarațiile și acțiunile sunt uneori contradictorii sau sunt mixte, cum s-ar spune în limba engleză, a transmis semnale mixte. Haideți să vedem aici că aveam la un moment dat câteva declarații de ale domniei sale de anul ăsta. Zice așa domnul Cîțu despre valul 4 undeva pe data de 2 iulie. S-ar putea să fie ceva, dar nimic din ce a fost. Ok. Aha. După care se revine în 25 iulie, dacă nu mă înșel. Suntem pregătiți, nu numai de valul 4, suntem pregătiți să depășim pandemia. După care, ceva mai târziu, spune domnul Cîțu, valul 4 nu se justifică atâta timp cât avem vaccin, nicio altă măsură nu ne scapă de pandemie. Corect. Și a spus lucrul ăsta la un moment dat. Zone, vaccinați-vă că de aici încolo... fiecare trebuie să răspundă. Și în fine, astăzi știam că vine, cine nu a ținut cont de ce am spus, eu va fi responsabil. Chiar că e in the mix. Astea sunt declarațiile, dar acum sunt și acțiunile, adică hai să fim serioși. Nu s-a întâmplat mare lucru, nu a existat o voință politică în această vară de a face mai mult de atât, adică de a încuraja certificatele verzi, lucru care se întâmplă cu întârziere, întrebam și săptămâna trecută, dar dacă vrei să aplici o măsură, de ce nu o aplici înainte de a se face 3 la mie și o aplici după ce se face 3 la mie? Nu se aplică nimic înainte de congresul PNL. Da. Asta este o observație foarte bună, pentru că în această sâmbătă urmează congresul PNL. Cum s-o ține și ăla, că și aici e o dezbatere în care nu vreau să mai intru, știi că de la 3 la 1000 ar trebui ca în orașul respectiv adunările de anumite dimensiuni să n-aibă loc, adică nu poți avea mai mult de 200 de oameni. Păi acolo sunt 5000 în spațiu închis, n-ai voie cu 5000 nici pe stadion după asta. Păi nu vin toți, vin da, doar e foarte bună observație. Ei au spus așa, că venim... o să verificăm cu certificate verzi cine intră, adică cine e vaccinat. Ok, poate sunt toți vaccinați și atunci lucrurile să stea de natura asta. Și acolo e o dezbatere. Dar aici e o chestiune odată de voință, adică trebuie să dai semnale că vrei să rezolvi chestiunea asta de-a lungul mai multor luni, nu te porți ca și cum nu ar exista și le spui oamenilor vedeți-vă că e un vaccin acolo, cine îl ia, scapă, cine nu, e treaba lui, ne-am spălat pe mâini. Într-un punct de vedere are dreptate, adică vaccinul e o soluție. Și doi la mână, campania de vaccinare, încă o dată, după atâtea luni și atâtea luni de zile, nu poate fi lăsată doar în seama statului sau numai cu comunicatori de stat, cu doctorul Arafat, cu domnul Cîțu, cu domnul Iohannis, pentru că încrederea populației generale în autorități este scăzută. Dacă eu astăzi te critic pe tine, Florin Cîțu, că l-ai schimbat pe Octavian Berceanu și
Și îți pun la îndoială anumite măsuri în calitate de cetățean, cu siguranță omul ăla se va uita și data viitoare îmi spui și acum vaccinați-vă. Lumea îmi spune, da, nu mă minți așa cum m-ai mințit de-a lungul, ce tu și alții, de-a lungul la 30 de ani. De asta e o anumită doză de eșec în campania, în campania asta de vaccinare, din punctul ăsta de vedere. Astea sunt datele. Astăzi boala a sărit încă niște praguri. Sunt 6700 și ceva de noi îmbolnăviri. Și ca întotdeauna când vorbim despre chestiunea asta, rugămintea mea, noastră, este să vă păziți cât se poate la nivel individual, pentru că asta e opțiunea din România în acest moment. Nu știm, n-am putut, nu am vrut, nu am avut calitățile necesare să ne purtăm ca o comunitate, adică să ne ajutăm noi între noi. Acum degeaba ne certăm sau îi certăm pe alții, suntem în fața unui moment în care chiar și vaccinat și nevaccinat, funcție de opțiunile fiecăruia, trebuie să ne purtăm cu grijă să nu ne îmbolnăvim și să ne îmbolnăvim pe alții. Cătălin Striblea, îți mulțumim pentru comentarii. Te așteptăm mâine la România în direct de la 13 și un sfert. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.